Numele meu este Vasile, fac parte din grupa 741, Inginerie Economică. Proiectul meu este intitulat Studiul referitor la eficiența energiei eoliene, în județul Bacău. Obiectivul acestui proiect este crearea unei instalații de producere a energiei regenerabile folosind studiul eoliene. Acesta este un alimenta o tensiune, trece camere și o pompă folosită pentru irigație. Consumul estimat ce trebuie asigurat de această instalație este de aproximativ 210 kWh pe zi. Acest proiect vizează zona rurală a județului Bacău, mai exact comuna Bucur. Un alt obiectiv al acestui proiect este promovarea energiei regenerabile în zona rurală, astfel încât să fie mai atractivă pentru investitori. Potențialul eolian. În zona județului Bacău, viteza medie anuală a vântului este undeva la 7 metri pe secundă. În acest grafic este prezentată repartizarea numărului de ore pe an pentru diferite valori ale prezimului. Pornind de la 3 metri pe secundă până la 13, 14, 15 metri pe secundă. Având în vedere potențialul eolian al zonei, s-a ales această turbină eoliană are un număr de 3 pale, este o turbină cu putere maximală de 30 kW, un diametru aproape turbin de 12,5 metri. Având potențialul eolian al zonei, precum și cantitatea de electricitate produsă de turbină pentru fiecare valoare a vitezei vântului, s-a făcut un calcul și a rezultat că această turbină are o viteză în viteză de 233,6 kWh, iar pe an producția este de 85.261 de kWh. Invertorul. Puterea necesară de la invertor este calculată după cum se vede în formulă, rezultă un total de 67,5 kW. Au fost folosiți 12 invertori sari la element 1.0 de 6 kW. Ar însemna acest lucru un total de 72 kW, 12 la număr. Acumulatori. Capacitatea bateriilor asemenea este calculată cu formula partea de sus a slide-ului. Este un total de 17.600 de ampere-oră. Au fost folosite bateriile Rol Solar 4006V. Mai exact, au fost folosite 30 de serii în paralel. Fiecare serie având 8 unități conectate în serie. Astfel, se ajunge la un total de 18.000 de ampere-oră și la o tensiune a maximului de acum apăs de 48V. Pentru zilele în care preza vântului este prea mică pentru a pune mișcarea turbina eoliană, sistemul este echipat și cu un generator diesel, mai exact cu un generator de proces de access, de un generator de 32 de kW, care are un consum de combustibil de 7,5 litri pe oră. Continuăm cu analiza economică a acestui proiect. Începem cu costurile instalate, mai exact care ar fi investiția inițială. Făcând un total al costurilor de achiziție, pentru turbină, inverter, baterii, generator, dar și celelalte cheltuieli auxiliare, se ajunge la un total de aproximativ 200.000 de euro. Voi face în continuare o comparație între costul energiei pe un an de zile, în cazul în care folosim generatorul conectat la sistemul cu turbina eoliană și în această situație o comparăm cu operarea generatorului